Bucureștii sunt plini de tact. Știu să folosească cele mai potrivite cuvinte pentru a obține ceea ce își doresc. Pentru berbeci nu există jumătăți de măsură, iar admirația cu care vor fi priviți astăzi va fi sursa lor de energie. Taurii nu știu cum să se organizeze pentru că vor primi multe mail-uri, apeluri și facturi. Din fericire, spre seară se vor relaxa puțin. Gemenii vor avea chef de vorbă și de povești, însă dacă vor să aibă și câștiguri concrete, ar trebui să treacă la fapte. E valabil și pentru raci, nu trebuie să lase pe mâine ce pot face astăzi. Este timpul să facă lucrurile pe care le-au amânat de atâta timp. De obicei, leii nu acceptă cu ușurință activitățile noi, dar ceva inedit le atrage atenția, așa că este foarte posibil să fie spontane astăzi. Nativii Fecioară ar putea planifica de la primele ore o escapadă cu familia, însă, pe plan profesional, nu vor fi cei mai implicați nativi. Și balanțele ar putea fi trase la răspundere de colegul de la serviciu sau poate chiar de un șef, iar asta le va enerva un pic. Scorpionii sunt atât de concentrați pe carieră încât încep să își neglijeze relația de cuplu, iar acest fapt nu va rămâne netaxat de persoana iubită. Săgetătorii își doresc să călătorească, să facă schimbări majore în viața lor, însă responsabilitățile pe care le au îi cam țin pe loc. Dacă mergeți la cumpărături, dragi capricorni, încercați să respectați lista. Nu aruncați banii pe lucruri inutile, deoarece urmează o perioadă dificilă pentru voi în acest sens. Iar vărsătorii pot simți valuri de entuziasm pentru un vis pe care îl au. Succesul este de partea lor dacă vor să înceapă un nou proiect.